Noi nu prea simțim bairamul și astea pentru că trăind în comunitate românească, foarte puțin poți să te ții de tradițiile turcești. Dar, ca și mâncare, n-aș putea să spun că există o mâncare tradițională. Noi, în general, mâncăm rețete turcești. Și ca să vă spun o mâncare specială, așa, n-aș putea să vă spun. Pentru că nu există ceva foarte preferat. Pentru că spunem... acum obișnuit, de ce? Dacă face vine tău umplut, tu asta nu știi. Și pentru ea, ușor, o mâncare normală. S-a făcat cuptor de la nu știu cu ceva. Am temat amator de sărmăluțea în pădeniță. Este mâncarea de bază, așa, care îți place. Tu, România, borș nu există în Turcie, știți? Acru, nu există. Da, este o curiozitate. Ei nu știu despre borș. Adică nu se găsește. Bine că și la ei se găsesc tărâțe și grâu și astea, dar principiul de a face borș și lichidul în sine nu există. De borș folosim altceva, dar pentru ciorbă de perișoare. Noi nu știm asta. Adică altfel. Îi plac și ceva mâncări românești, da, ca să... Nu știu, vedeți cum este... Sunt niște lucruri care nu se pot explica cu cuvinte. Sunt diferențe de mari și diferențe culturale. Sunt foarte mare diferențe. Unele sunt foarte avantajoase, unele mai puțin. Face libertatea adevărată. Oamenii face ce vor. La noi nu intrăm cu pantoful acasă, nu aici, nu, acolo. Și în loc să n-a intrat... Eu am intrat cu pantofi, că la mea așa era elegant. Nu știu, obicei. Și mama mea a fost un pic supărat. Cum nu știe să intre la casa cu la pantofi, aia mea. Și după când a cunoscut, noi suntem patru frate. Trei băieți, o fată. Tot familia mea, toată familia mea, primul loc, Roxana. Primul loc. Atâta... Da, am făcut nu o greșeală la început, dar dacă așa era elegant, nu puteai să te descalți și atunci, sigur că neștiind la început tradițiile și obiceiurile de acolo, eu am considerat că așa este modern și elegant. Cu mașina, mă eram cu cineva, veniseam de ei, am luat niște vinuri făcute acasă, niște bitone de alea de pepsi, de colo, câte 2 litri, câte 2 litri. A scos un bidon, a scos un bidon, mi-a pune și eu. Mi-e rușine, la noi dacă se dă la cineva ceva și dacă, probabil, nu e normal al nostru, dacă mare poftă, bine, nu trebuie să le consumă, să nu trebuie să le bea. Dar la noi dacă îi pun ceva, să refuze, rușine, mare rușine să refuz. Și eu să nu le refuz. Îi făceam semn, nu mă înțelegeam, mă umorezic, pe acme, dădeam un par, am băut un... S-a băut 6 bidone de vin de alea. Dar nu eu, eu am mult, nu. Eu mai puțin, dar am băut și eu mult. Și m-a pus pe mine să dorm camera în față. Camera avea vedele curte, fațele. Da. Stăteam, nu pot să dorm, s-a făcut deja cât, unul, două. Nu, s-a învârtat tot. Nu puteam să-mi fixez nimic în cameră. Stăteam și mă uitam la un punct să le fixez ca să nu se învârte cameră. Stăteam, iar nu puteam să controlez, iar se învârte. Mi s-a făcut rău și era și rușine să trec prin cameră, să mă duc la baie. Săream din geam în curte, vomitam, iar intram, săream până dimineață, am sărit, am intrat, am sărit, am intrat. Abia dimineață m-am liniștit. Peste mult timp am spus, nu mai beau, că nu sunt obișnuit cu băutura. Da, suntem bogați. Ne-am bogățit de pe unul altul. Cred că am spus de 1000 de ori la toate cunoștințele, că am cunoștințe care des mă întreabă cum e să fii cu un turc. Și primul lucru pe care îl spun e ăsta, că sunt îmbogățită. Chiar sunt, fără laude, mă simt
Acum câteva zile eram la Istanbul. Am cunoscut mult mai mult și gastronomic și fără să călătoresc foarte mult, am știut, nu știu, parcă am simțit și Italia prin Turcia, altfel. Ne consideram oameni bogați. De ce bogat? Nu ca bani vorbesc. Pentru că un om bogat trebuie să aibă atâta timp să se plimbe cu copii la parc, la leagă, la tot. Și fiind așa într-o relație, avem câteva care consider că pot să stau de vorbă. Încercăm să stăm picioare, să trăim țara asta. Nu avem nimic, indiferent că suntem străini, străini e străini, oriunde suntem, asta e valabil și în România, dacă sunteți și în Germania, oriunde. În Germania probabil e mai rău, fiind economia lor toate la pământ. Indiferent, nu vorbesc numai că să fie turc sau altcineva, pot să fie și spaniol sau american, dacă e străin, nu e binevenit, nu se permește cu binevenitul oriunde se duce. Și aici România era mai aproape, mi se părut, țările balcanice sunt mereu cu etniile, cu tot. Am fost în Bulgarie, în Macedonia, peste tot, le știu. Bun, acum să spunem de numele lor, sunt mâncăruri românesc. Eu am putut să mă adaptez foarte repede. Asta mi-a fost, pentru mine a fost mare avantaj. Eu am iubit poporul acesta și m-am simțit cald față de poporul român și m-am putut să mă adaptez foarte repede și din punctul de vedere limbii română. Eu am învățat să vorbesc limba română, să zic, de când am ajuns în România, cam în 3 luni de zile mă descurcam cu limba română. Când te cert cu cineva, eu sunt român, zice, se impune, dar cine ești tu? Ești un străin, cam așa vreau să zică, probabil. Și mă simt că m-am jurat, cam așa mă simt. Și multe ori m-am considerat, eu în țara asta impozit plătesc. Eu în țara asta, grămadă de români sunt pe stradă care nu participă nimic pentru statul ăsta. Eu vreau, nu vreau, am participat de 20 de ani țara asta, am plătit că m-am saturat. Deci sunt mai român, înseamnă, decât ceilalți, dacă iau așa. Ați optat pentru una din religii? Noi lucrul acesta am discutat de la început și despre copii. Eu nu m-am schimbat religie, că nu doream lucrul acesta, nici soția, dar de copii am discutat înainte să nască copii, ca să nu mai fie discuții, de fapt. Băiatul am botezat în religie musulmană, în Turcia, când a fost mic. Și fata a fost botezat în biserică, religie ortodoxă. Și n-am făcut o nuntă religioasă, pentru că nici nu se putea, pentru că fiind eu de altă religie. Dar ne-am sfințit căsătorie în casă, chemând pe părintele în casă, particular. Am făcut lucrul acesta, că nu m-a deranjat absolut deloc. Nunta a fost o nuntă mai mult stil românesc, dar fără obligativitate. Sărbătorile le observați și de parte și de alta, și Bairamul și... Pe ale mele mai puțin aici, sărbătorile turcești. Pe cele românești, automat participam mai multe, în mai multe procentași, automat, pentru că suntem în România. Că de sărbătorile, când trebuie, mergem la biserică, mergem la biserică. De Paști. De Paști. De tăierea porcului, Ignatul. Eu sărbătorile turcesc mai mult în conjurătorul companiei. Fiind, v-am explicat, eram vreo aproape 50 de cetățeni turci care lucram pentru un singur copil. Are 4 sărbători. Sărbăm și cele românești și cele turcești. Românești. Adică creștinești. Și pentru că suntem aici, sunt mai cu fast Crăciunul și Paștele, că deși eu mă bucur că am nu știu câte sărbători pe an. Și amândoi acum așteaptă să ningă, nu? Mami, și să vină moșul. După aia la mine vine ziua mea, moș Nicolae și moș Crăciun. Cum le cheamă pe fete? Deci amică o cheamă Deniz,
Elif, iar pe cea mare o cheamă Eda. Înseamnă ceva, numele foarte frumos. Eda, la noi, o femeie elegant, când merge strada, are un stil. Plus că Eda este așa, în Coran, este, ar fi primul cuvânt din Coran. Nu, Elif. Elif, pardon, scuză-mă. Da, ai dreptate. Eda, exemplu, aveți un stil extraordinar când mergeți în, la stradă, când mergeți pe... Ținută. Prestanță. Deniz și mare. Deniz înseamnă mare, de fapt. Da. Deniz, Elif. Elif este primul cuvânt din Coran. Asta a pus fratele meu, aia mică. Cum ar fi la noi un nume de sfânt. Știți cum se pune... Îi punem și Mihaela ca să fie de Sfântul Mihail și Gabriel, ca pentru a fost și la ea. La primul copil nu ne-am gândit să fie și un nume de Sfânt și a rămas cu un singur nume, dar nu, am gândit să punem Deniza aia mică, dar fratele meu aia mică, ne-a stărit numele ei Elif. Și a aruncat azi ca și, hai să punem și asta. Bine, hai, puneți. Și de asta am pus câte două nume la fiecare, asta mică îi cheamă Tania Maria Selin. Selin, că cumva dacă într-o dată se gândește să ducă să continue sau să stabilească în Turcie, să nu fie marginalizat. Și cealaltă care e mare și are două nume. Eylül, Sabu, Andrada, îi cheamă. Dar tot aici colegii zice Andrada. Special vorbim de el, că e de religie cu mine, dar nici la asta nu este o interdicție. El când o să va face mare, când o să ajungă la o maturitate, când se înțeleagă ce înseamnă religie, o să aleagă el singur în momentul respectiv. Pentru că botezul în sine nu înseamnă foarte mare lucru pentru un om. E important să crezi în aceeași Dumnezeu. Este singur, că românii spune Dumnezeu, noi spunem Allah, englezul spune God. Asta este principiul pentru mine. Am vorbit mai înainte, cum am zis, un meci când mă uit, când se simte, așa simte omul, intru inconștient, vrei, nu vrei, te obișnuiești pe aici și începi să faci un anturaj, colegii, prieteni, unul altul, rămâi tot turc, dar și o parte român rămâi, pentru că ești adaptat aici, în țara asta. Nu știu, și dacă ar fi să fiu, să fiu pusă să aleg din nou același lucru, probabil că la fel aș face la... Nu știu, am considerat că alegerea care am făcut-o și consider în continuare a fost cea mai bună. Aveam posibilitatea să aleg orice altceva, dar nu. El probabil că mi-a fost hărăzit și așa a fost să fie. Și nu regret nicio secundă alegerea care am făcut-o.